Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ia ziceți, credeți că se fură alegerile din România? Sau se fură la alegerile din România? Aici e o nuanță. Se fură alegerile mare sau se mai fură... Mai degrabă la. Alegerile alea... Alegerile... În general. Locale, generale. A, la locale cred da. Că... Cred că... Încă se mai da. Întâmplă. Vedeți? Niște dubii. Noi așa tindem să credem că nu. Însă nimeni nu poate spune că nu se fură deloc, deloc la alegerile din România. Iar când se întâmplă e de poveste. Iată, jumătate dintre angajații primăriei din comuna prahoveană Ciorani, în frunte cu primarul localității, au fost arestați la începutul săptămânii, fiind acuzați de falsificarea rezultatelor alegerilor locale din 2020. Cu totul, 17 funcționari în frunte cu primarul localității, Marin Voicu, pe care dacă l-ați văzut odată în, la știri, o să-l țineți minte toată viața, zici că e vărul lui Saddam. E la mustăcios. Da, are o mustață precum ghidonul de la mountain bike. Și haios așa, da. E în poze hâtru. E... Iar... Așa pare, haios în public. Iar părul, mie mi-a și aminte de Luigi Ionescu, sau de o cască de motociclist, dar fără protecție de bărbie, știi? Nu vă băgați în astea, mă lăsați numai pe mine nu să știu... mă compromit. Păi nu, exact. Nu. Cum arăta Luigi Ionescu, îmi pare rău. Nici mie nu e prea clar, dar îmi sugerează. Da, adică okay. Eu când mă uit la domnul primar Marin Voicu, să-i dea Dumnezeu sănătate, două lucruri. Mustața mi-aduce aminte de Saddam. Da. Și, deși nu prea știu cum arăta Luigi Ionescu, asta îmi sugerează. Îl okay. Văd cântând la lele, la lele. Așa-l văd eu. Cântând de la... cânta și eu îl văd cântând. La... Solist. La terasa grill din Ciorani. Cu degetul ridicat. Așa. Cu microfon, pe microfon, da, cu degetul mic ridicat. Așa, cu sârmă. Da. Lalele, lalele. Știi, cântând la angajații și prietenii lui din primărie. Deci, încă o dată, jumătate au fost arestați. Arestați în sensul de că tribunalul a decis... Să fie arestați. Da, la mititica, nu reținere. Da, da. Lumea mai face confuzia asta. Ați remarcat că în ultima vreme arestările astea din administrația publică se fac așa cu... Ghiotura. Da, cu ciurda, cu autobuzul. Adică se arestează toată secția de poliție, tot serviciul de permise și matriculări, câte jumătate din primărie. Se dă la plasă. Da. Să mai zică cineva că românii sunt individualiști. Suntem împreună în chestia asta, să facem o echipă. Mă și gândesc la discursurile domnului primar pentru colegi. Suntem o echipă aici, facem lucrurile împreună. 16 au ajuns după gratia, 17 persoane în arest preventiv la domiciliu. Și asta, aici paranteză. V-ați gândit cât de tari sunt totuși cei care rămân nepătați? În mijlocul unor asemenea conspirații de corupție, că asta este grup infracțional organizat, zicem noi. Conspirații, zic americanii. Adică vine știrea. 10 din cei 12 polițiști de la secția cutare au fost acuzați, documentați, prinși, căloși, pagă. Ăia doi, ăia. Și cum au rezistat ei? Asta mă întreb. Când sunt toți iau, bă, și e unul care nu ia. Cum rezistă ăla? Cum... Nu omoară ăia la vestiar, la ceva. Era în concediu că s-a întâmplat și de asta. Da, sau poate i-au dat pontul. Eu e complet tântălău și nu au zis să-i lăs n-are să împărțim. Abordarea ta este foarte greșită. Tu în loc să spui, băi, ăsta există și oameni cinstiți, și ăla e prost, n-a luat. Bă, Luca, nu dar e bine. Că e prost, dar zic că e tântălău. Noi. Diferit. Care e diferența între tântălău și prost? Tântălău poate să aibă carte. Poate așa. Să fie, da? Poate da. Să-i meargă mintea la ce are el de făcut acolo, dar e tantălău, nu îi merge mintea la prostii. Revenit la Ciorani, la locale, ca să dăm și explicațiile, la localele din octombrie anul trecut, primarul Marian Voicu, irachianu, a vrut să fie sigur că o să câștige alegerile. Luigi. Așa că citez din referatul procurorilor. Membrii secțiilor de votare din comuna Ciorani au falsificat procesele verbale de consemnare a rezultatelor voturilor pentru alegerea primarului, Consiliului Local, Consiliului Județean și a președintelui Consiliului Județean, inserând în aceste înscrisuri date neconforme cu realitatea. Adică le-au făcut din pix. Cât îi trebuie lui șef? Hai să punem aici cât are contracandidatul. Contracandidatul are prea mult. Au mai tăiat de la unul, au mai pus la altul. Adică au făcut bine să, au făcut să fie bine pentru domn primar. Bă, ce porcărie îngrozitoare s-au așezat. 16, conspirație, pe la o grămadă de secții. Hai să facem aici frumos. Da, apropo, dânsul domn primar Marian Voicu, nu știu că îl cheamă Marin, Marin Voicu irachianu, e pomă mare, adică dânsul era la PSD. Până să vină la PNL, cât a fost PSD la putere, a fost la PSD. După aia a venit PNL-ul la putere, s-a mutat și dânsul, pentru că de ce nu? Și avusese deja 5 mandate la primărie, acum îl voia pe al 6-lea. Era primar din 2000. Un mic mafiot local. Vă dați seama cam ce înseamnă să ai 5 mandate la rând la comuna Ciorani. Practic, trebuie să-l câștigi pe primul.
Și dacă ești un bun gospodar, pe urmă vin. Da, dacă ești băiat deștept, după aceea îți faci procese verbale pentru următoarele 5 mandate. Problema a fost că s-a și lăcomit, a câștigat acum cu 83% din voturi și asta a enervat contracandidații. Are apucături de-astea de Mao. Păi, și s-au făcut plângeri la parchet, procurorii au declanșat o anchetă penală și au rechiziționat sacii cu buletine de voturi în vederea renumărării și au depus într-o anexă a judecătorii Mizil. Au zis, ne ocupăm noi, cum se întâmplă de obicei. Dar aici, pocinogul și greșeala, ce să vezi, persoane rămase deocamdată necunoscute au furat sacii din depozitul judecătorii, ceea ce a creat și mai multe suspiciuni și procurorii s-au enervat. Că de data asta s-a furat de la ei, cum ar veni. Adică nu mai era un furt acolo la comună, nu știu care, asta era în grija lor, în proprietatea lor. Și s-au enervat și uite rezultatul, jumătate din primărie la Mititică. Și acum mă întreb, ce-o fi cu cealaltă jumătate? Deci pe aia de ce n-au participat? Că doar nu credeți că există dizidență în primăria Cioran la al cincilea mandat, la sfârșitul celui de al cincilea mandat de primar. Și nici atât de mult stăntă la ei. Da, adică aia ce, aia care era. N-avea încredere domn primar. N-avea încredere domn primar să-i pună la furat? Sau ce se întâmplă? Cum s-au simțit ăia, știi, când au venit alegerile? Și domn primar și-a făcut corpul lui de 16 persoane de încredere pe care le-a trimis la furat și pe ăștia i-a ignorat. Elita. Dar ăștia cum s-au simțit ei? Poate nu erau pregătiți. Noi de ce nu ne bagă în seamă domn primar și pe noi la furat? De ce nu ne ia și pe noi la furat? Ce facem noi acum? A cui ne lasă? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.